Bună seara și bine v-am regăsit! Mă bucur să ne revedem, dar mai mult de atât mă bucur să intrăm în luna august împreună. De ce împreună? Pentru că, după cum bine știți, împreună suntem mai puternice. Și mai mult de atât, știți că unul dintre obiectivele noastre principale este să fim alături de voi cu subiecte și cu specialiști care să vă ajute să vă simțiți bine în pielea voastră, indiferent de moment, dar și în corpul vostru, indiferent de etapa prin care trece acesta. Mai mult de atât, vă reamintesc că în această perioadă, în offline, Al Rock și Caravana Sănătății, care vin alături de voi cu informații, specialiști, resurse și sfaturi pentru orice femeie în spate. Știți bine că ne dorim să vă oferim resurse pentru ca voi să vă bucurați în orice moment de încredere în voi și cel mai bine să vă simțiți bine în pielea voastră, atât din punct de vedere fizic, emoțional și chiar social. Așa că dacă Caravana Sănătății n-a ajuns încă în orașul vostru, vă rugăm să ne urmăriți în online, să vedeți când ajunge. Și mai mult de atât, să vă alăturați specialiștilor noștri. Dar în această seară, dacă sunteți alături de noi, vă rugăm să fiți atenți, pentru că dezbatem un subiect care a fost foarte mult timp tabu și, sinceră să fiu, pe care noi femeile tindem să îl abordăm uneori doar în cadre așa personale sau, de ce nu, chiar la nevoie sau doar în cabinetul medicului ginecolog specialist. În această seară vorbim despre igiena intimă. Vorbim despre igiena intimă fără rețineri, fără filtre și fără restricții, așa cum ar trebui să discutăm în orice zi sau în orice mediu, nu doar în anumite cadre speciale. Și vorbim alături de un medic specialist, pentru că o astfel de discuție este binevenită cu informații avizate, dar și alături de produse pe care le putem folosi în acest sens și care vin în această seară de la două branduri îndrăgite, și anume Always și Gillette Venus. Și vă spuneam că o să avem o discuție alături de un specialist, iar lucrurile acestea mă bucură foarte tare, pentru că alături de mine am un medic ginecolog dedicat, care este alături de femei atât în offline, dar și în online. Mai mult de atât, este mamă, soție și, evident, om. Iar ca medic își dedică expertiza, timpul și toate resursele pentru a fi alături de femei, pentru a le educa, pentru a le trata și, mai mult de atât, pentru a le ajuta să se simtă bine în corpul lor și pentru a avea o sănătate intimă optimă. Dragilor, în această seară alături de mine și pentru discuția pe care mi-am pregătit-o, o avem alături pe doamna doctor Andreea Drimba. Bună seara, doamna doctor, și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici! Și eu mă bucur pentru că este un subiect pe care cred eu că multe dintre femeile care ne urmăresc în această seară l-au așteptat, deși spuneam la început că este un subiect tabu și abordat foarte puțin în cercurile sau în cadrele deschise. Și sunt curioasă în acest sens să-mi spuneți cum a putea doamna doctor să încurajăm femeile să discute deschis despre igiena intimă, despre sănătatea intimă și, mai mult de atât, să nu se adreseze doar în cabinetul medicului ginecolog privat. Trebuie să ajungă în cadrul unei consultații ginecologice de specialitate. Acolo primesc cele mai bune informații și cele mai corecte, însă, într-adevăr, este un subiect tabu, iar femeile, în general, tind să-și caute informații din tot felul de medii dubioase, așa că invit toate femeile să vină odată ce și-au început contactul sexual în cabinetul medicului ginecolog, în fiecare an, de rutină, în afara unei patologii. Și cum am putea, într-un cadru propice, de exemplu, sau să încurajăm? Mă gândesc acum la fetele tinere, care poate că au nevoie mai mult de susținerea femeilor din jurul lor, poate cele mai apropiate în aceste situații ar fi chiar mamele. Cum le-am putea încuraja să discute deschis și, mai mult de atât, să conștientizeze importanța sănătății intime? Cred că aceste informații ar trebui să le obțină de la mamele lor. Într-adevăr, au un rol vital mamele și încă de la cele mai fragede vârste, de când fetița deja începe să fie independentă, mama trebuie să-i ofere informațiile corecte despre igienă, care să-i devină rutină ulterior. Și aici mă refer la ștergerea din față, în spate, după folosirea toaletei, schimbarea lenjeriei intime în fiecare zi, în mod obligatoriu, și spălarea zonei intime de două ori pe zi și după fiecare defecație. Deci, asta trebuie să devină rutină. Astfel, fetele o să fie mult mai implicate în această sferă și mult mai conștiente de sănătatea lor. Și acum mă gândesc la tinerele fete care poate simt ele nevoia să se adreseze pentru întrebări, pentru lucruri pe care nu le cunosc sau care ajung să fină ca un nou în viața lor. Cum le recomandați lor să se adreseze cu încredere celei mai apropiate, să spunem, știu, prietene, persoane, femei din viața lor?
Cred că tot mamei ar trebui să se adreseze în primă fază, pentru că este o persoană experimentată, deja cu niște cunoștințe de bază acumulate, iar ulterior, dacă este cazul, să meargă la un medic specialist care să o îndrume, dacă este cazul, mai departe. Dar mama este cea care, care face posibilă ca igiena intimă să fie un subiect non-tabu. Și v-am adresat această întrebare, mai ales referitoare la cum abordează discuția tinerele fete, pentru că știm că la vârsta aceea apare și menstruația și chiar aș vrea să vă întreb care sunt fazele ciclului menstrual și de ce, indiferent de vârstă, ar trebui să le cunoaștem. Menstruația, în mod normal, apare în jurul vârstei de 12 ani, dar nu este o vârstă prestabilită, în sensul în care, dacă apare între vârsta de 9 și 16 ani, se consideră absolut normal. Fetele tinere ar trebui să știe că menstruația, prima menstruație, nu vine fără semne și simptomatologie, adică în primă fază apare creșterea și înmugurirea sânilor, înainte cu undeva pe la vârsta de 8 ani. Apoi, după un an și jumătate, apare creșterea părului pubian, care ne anunță că femeia se dezvoltă, fetița se dezvoltă, urmată la un an de apariția menstruației, care, după cum am spus, undeva în jurul vârstei de 12 ani. Ciclul menstrual ca atare este perioada care este situată între două menstruații și, în mod normal și ideal, ar trebui să dureze 28 de zile. Dar, iarăși, noi suntem diferite, corpurile noastre sunt diferite și nu avem același ritm. Așa că dacă avem menstruații situate între 21 și 35 de zile, se consideră menstruații normale. Mi-ați răspuns și la o altă întrebare legată de acest mit sau această informație foarte solicitată, și anume cât trebuie să dureze menstruația și mai mult de atât, când ar trebui să ne preocupăm dacă ne întârzie menstruația? Păi menstruația, în mod normal, trebuie să dureze între 2 și 7 zile, în mod normal. Dar și ar trebui să vină cu o regularitate de 28 de zile, după cum am spus. Însă, când vorbim de categoria adolescente sau de femeile în premenopauză, aceste tulburări hormonale sunt normale și apar posibil să apară fiziologic niște dereglări menstruale cu întârzierea menstruației. Se consideră normal. În momentul în care vorbim de femeile la vârsta fertilă, care au o viață intimă activă, primul lucru în momentul în care întârzie menstruația, ne gândim la o sarcină și atunci recomandăm un test de sarcină. Și în cazul în care nu există șansa unei sarcini, cred că cel mai avizat ar fi să mergem în cabinetul medicului specialist. Absolut. În momentul în care nu sarcina este cea care întârzie menstruația, obligatoriu în cabinetul medicului ginecolog. Deci primul lucru pe care îl facem nu este acela de a căuta pe Google toate informațiile. Nu cred că ați vrea să faceți treaba asta, pentru că obțineți multe informații, pentru că sunt niște informații generale. Și e foarte greu pentru o persoană care nu este în domeniu sau nu are cunoștințe medicale să-și extragă informații necesară și corectă pentru ea. Să le filtreze și să conștientizeze exact ceea ce e nevoie, fără a intra în acel mod de panică, după cum bine știți, când căutăm pe Google. Și pentru că vorbeam de informații, suntem în 2024, când accesul la informație este nelimitat și informația care ne este prezentată din nou este destul de vastă, indiferent de subiectul abordat. Tocmai de aceea sunt curioasă să știu care sunt cele mai frecvente mituri despre igiena intimă, mai ales poate o anumită informație care este prezentată și repetată ca informație validă, dar de fapt nu este atât de sănătoasă. Da, din experiență aș putea să spun că, nu știu, de exemplu, în cabinetul meu, se prezintă multe paciente care vin pentru că au o secreție și o scurgere, o leucoree, se numește în termeni medicali, pe lenjeria intimă în fiecare zi. Ori acest lucru, din momentul în care femeia și fetița a intrat și are menstruație, se consideră absolut normal. Deci e normal ca în fiecare zi să murdărim și să pătăm lenjeria intimă. Dacă secreția nu are un miros deosebit, nu are o consistență deosebită, este de o culoare alb, lăptos, transparent, nu produce mâncări în disconfort, este o secreție normală pe care organismul o are în scopul de a-și curăța vaginul. Deci nu este nimic grav și nu necesită tratament. Dar este o informație pe care femeile multe nu știu și atunci apelează nejustificat la serviciile medicale. Sau poate, asta mă face să mă gândesc, în anumite cazuri apelează la informațiile care le găsesc în online. Absolut. Și poate chiar la tratamente naturiste sau poate nu care atât de justificare. Benefice. Da.
Deci ăsta este un sfat, cred că, foarte important pentru oricine ne urmărește în această seară, atunci când identifică o anumită problemă sau poate chiar dacă are o anumită întrebare legată chiar și de cazul despre care noi discutam anterior, să nu facă acțiuni și cel mai bine cred că e totuși să vină în cabinetul medicului specialist. Absolut. Să nu se preocupe și să încerce alte tratamente naturiste. Exact. Cum m-ați sfătuit pe mine ca femeie legat de igiena intimă pentru a-mi păstra sănătatea, să spun, optimă? Ce ar trebui să fac în fiecare zi ca un ritual de îngrijire? Exact, ritual este cuvântul perfect pe care l-ai folosit. În fiecare zi, în mod obligatoriu, vulva se spală de două ori. Vulva este porțiunea externă a organelor genitale pe care putem să o spălăm, după cum am spus, de două ori pe zi minim, dar și după fiecare defecație, după fiecare contact sexual. Apoi, folosirea lenjeriei intime curate în fiecare zi, dacă se poate de bumbac și de culori deschise ar fi ideal. La fel, recomand și folosirea prezervativului, care iarăși ține foarte mult și ajută foarte mult igiena intimă. Și mă bucur că ați menționat acest lucru, mai ales pentru persoanele care se află într-o relație și poate ar trebui să țină cont, e atât de mult influențată. În special persoanele care nu sunt într-o relație ar trebui să folosească cu atât mai mult metodă contraceptivă, ca și metodă contraceptivă prezervativul, pentru că pe lângă faptul că te salvează de o sarcină, da? Are rol și de a te proteja și de bolile cu transmitere sexuală și tot de tot felul de infecții pe care le poți contacta în timpul actului intim. Și mai mult de atât, rutina trebuie să fie sfântă, așa Absolut. Cum ne îngrijim orice altă parte a corpului. Absolut. Poate mai vizibilă, pentru că mă gândesc acum la o comparație așa foarte generală, în comparație cu tenul nostru, de care Absolut. Avem grijă și avem o rutină de dimineață și de seară și îl tratăm cu atât de multă Exact. Atenție și respect, așa ar trebui tratate și alte zone ale noastre, chiar și zona intimă. Fără să nu mai fie un subiect tabu și asta îmi doresc să facem în această seară, să ducem așa un pic acest subiect tabu într-o zonă mult mai deschisă și mai liberă și pe să ajungă această informație exact la cine trebuie și la toate femeile care ne urmăresc, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, igiena intimă este importantă indiferent de vârstă. Doamna doctor, simt că o să avem o discuție fără filtre, m-ați convins. Însă, înainte de a merge mai departe, vreau să anunț pe cei care ne urmăresc că această discuție este însoțită și de produse care să ne ajute în acest sens, mai ales atunci când vorbim de igiena intimă în general, dar și de igiena intimă în timpul menstruației. Și aceste produse vin de la două branduri. V-am spus și mai devreme, Always și Gillette Venus, produsele care în această seară aveți 3 cupoane de discount în aplicația DM-ul meu, cupoane pe care le puteți folosi doar după ce le activați în aplicație, în orice magazin fizic din România, dar și online. Așa că acolo veți descoperi un cupon care vă oferă 20% reducere la produsul vostru preferat single pack de la Always, un alt cupon care vă oferă tot 20% reducere la un produs la alegere de la Gillette Venus, pe care îl veți și vedea sau le veți și vedea în următoarele minute în emisiune și un al treilea cupon și ultimul, care e bine și acesta vă oferă tot 20% reducere la un produs din gama Gillette Venus Satin Care. Stați alături de noi pentru că vreau să descoperiți cum toate aceste produse ne pot face viața mai ușoară și cum putem avea o sănătate intimă optimă. Mai mult de atât, vreau să îi anunț și pe cei care ne urmăresc pe Instagram și pe TikTok, așa cum îi spuneam și doamnei doctor înainte de a începe emisiunea, avem și acolo o parte dintre urmăritori și sunt convinsă că și dintre urmăritorii dumneavoastră de pe TikTok, dacă sunteți acolo, lăsați-ne un semn sau un mesaj și vă invităm să veniți în cadrul aplicației DM-ul meu, pentru că discuția noastră și prezentarea produselor se va desfășura exclusiv în aplicație, unde vă așteptăm și pe voi. Doamna doctor, acestea fiind spuse și sunt convinsă că cei care ne urmăresc și pe aplicații vor dori să fie alături de noi, pentru că vreau să mergem mai departe și să începem introducerea produselor. Am două produse care sunt strâns legate de menstruație. Sunt produse care ne ajută în această perioadă și vreau să introduc primul produs din această seară, care este un pachet de absorbante de la Always Sensitive Normal Plus în mărimea 1. Acestea sunt absorbante igienice, așa cum spuneam și mai devreme, foarte potrivite pentru perioada menstruației, recomandate pentru o menstruație ușoară până la moderată. O să vreau să deschid și absorbantul și să discutăm pe baza acestuia care sunt caracteristicile sau de ce sunt atât de importante. Însă, înainte de asta, mi-ați dezvăluit deja importanța igienei intime
în orice moment. Dar în timpul menstruației este adevărat că ar trebui să avem o igienă intimă și mai atentă. Ce presupune asta mai exact? În mod normal, vaginul nostru are un pH acid de 5. În momentul în care avem menstruație, pH-ul se schimbă din cauza sângelui menstrual, care are un pH ridicat. Și atunci microbiomul este dat peste cap. Și evident, trebuie să avem mult mai mare grijă la igienă, pentru că și bacteriile se pot înmulți excesiv în această perioadă, în mod fiziologic. Deci, ăsta ar fi singurul aspect prin care noi trebuie să avem o atenție sporită. Și știu că este un mit, i-aș putea spune, acele informații care se regăsesc în online, asociat cu această îngrijire mult mai atentă. Sunt recomandate sau necesare spălările interne în această perioadă? Absolut nu. Nici în această perioadă, nici în perioada menstruală și nici în afara ei, spălăturile intravaginale sunt contraindicate. Ele se fac doar la recomandarea medicului ginecolog. Într-adevăr, vulva, după cum am spus, este recomandată să fie spălată, să fie curată și să fie uscată. Este important. Bacteriile, în mod normal, se înmulțesc în momentul în care au căldură și umiditate. Ori, în perioada menstruației, într-adevăr, aceste condiții sunt îndeplinite, de aceea trebuie să păstrăm locul cât mai uscat. Vaginul este un organ care se autocurăță, deci el nu are nevoie să fie spălat. Acea secreție despre care vă spuneam și care se elimină în fiecare zi este tocmai pentru că se elimină bacteriile din vagin singure. Și atunci, în momentul în care spălăm, nu facem altceva decât să perturbăm flora vaginală normală și să accentuăm și să favorizăm dezvoltarea bacteriilor. Deci nu spălăturilor intravaginale. Deci ar trebui să reținem faptul că organismul nostru este suficient de inteligent încât să ne ajute cu aceste procese naturale și să ne susțină sănătatea optimă. Noi ar trebui să fim atenți să nu o dereglăm. Exact. Știu că dumneavoastră cunoașteți foarte bine produsele acestui brand pentru că sunteți și colaborator și pe TikTok realizați foarte mult conținut educațional. Spuneți-mi care este diferența între absorbantele igienice de zi cu aripioare și fără aripioare atunci când vine vorba de protecție sau de confort? În primul rând, ne oferă protecție, da? Aripioarele. În momentul în care absorbantul este prea plin, da, este un loc de refugiu pentru menstruația, da, care este prea plin, prin prea plinul absorbantului. La fel de important este momentul în care îl fixăm absorbantul cu ajutorul aripioarelor pe lenjerie și atenție, lenjeria ar trebui să fie nu una minimalistă, pentru că nici confortul nu o să fie unul sporit. Deci trebuie pe o lenjerie de dimensiuni normale. Aripioarele au rolul de a fixa și de a oferi confort și siguranța că nu se deplasează. Siguranța aceea în mișcare, în pe mișcare, care ne dorim, da, cu toate. Că nu se modifică poziția în mișcare absorbantului. Mai mult de atât, aș vrea să le arăt și celor care ne urmăresc faptul că aceste absorbante sunt de două ori mai moi și mai flexibile. Știți deja că au aripi despre care a menționat, aripioare despre care a menționat și doamna doctor, iar stratul de suprafață e la fel de moale ca bumbacul, cu zone de absorpție și ele la fel de moale, de moi și oferă confort și siguranță pe parcursul zilei. Ce voiam să vă mai întreb legat de absorbante și aici mă gândesc în momentul în care eu ca femeie sunt într-un magazin la raft și vreau să-mi aleg absorbantele potrivite. Care sunt principalele criterii la care ar trebui să fiu atentă? În funcție de flux, în funcție de durata menstruației, la ce trebuie să mă uit? Cel mai important criteriu după care trebuie să ne alegem absorbantul este fluxul menstrual. Întotdeauna după fluxul menstrual. Și este o greșeală că fiecare femeie trebuie să aibă un singur tip de absorbant. Într-un sou trebuie să ai absorbante în funcție de fluxul tău menstrual. Și atunci, dacă în primele două zile de obicei fluxul menstrual este mai abundent, încercăm să ne achiziționăm absorbante care au numărul 2 sau 3 inscripționat la baza pachetului, ceea ce ne arată că dimensiunile sunt medii spre mari și capacitate de absorpție moderată spre crescută. În ultimele zile ale menstruației, putem să folosim absorbantele Always cu numărul 1, cum sunt acestea, de exemplu. Asta și vreau să le arătăm. Sunt destinate unui flux redus spre moderat. Iar pe timp de noapte, absolut Always de noapte, care sunt inscripționate cu numărul 4 și care sunt desenate așa, sugestiv. O să arătăm și la cameră celor care ne urmăresc poziția unde pot identifica numărul de pe absorbant, dar și pentru ce flux este potrivit. Aici se și vede cu portocaliu. În funcție de asta, așa cum ați sfătuit și pe mine, putem să vedem care este absorbantul potrivit în funcție nu doar de perioada menstruației, ci și de nevoile noastre din timpul perioadei. Absolut.
Gândindu-mă la asta, cât de des ar trebui să schimbăm absorbantul? Ținem cont doar de flux, pentru că acolo, clar, e, cu cât este necesar, trebuie să-l schimbăm. Dar când avem un flux moderat spre ușor, respectăm, nu știu, aceleași reguli sau ținem absorbantul până se umple? Absolut nu. Deci, în primul rând, îl schimbăm absorbantul în funcție de fluxul nostru menstrual și în funcție de ziua, ciclul menstrual și așa mai departe. Dar, niciodată, mai târziu de 4-6 ore. Pentru că revin iarăși la înmulțirea aceasta a bacteriilor excesivă, care se întâmplă în momentul în care au căldură și umiditate. Și atunci, în mod imperios, trebuie să schimbăm la maxim 4-6 ore absorbantul. Deci, indiferent dacă fluxul nu impune schimbarea absorbantului, noi trebuie să fim atente la timpul în care l-am utilizat pentru a-l înlocui cu unul nou. Mulțumesc că m-ați lămurit cu aceste întrebări, dar sunt curioasă să știu și cei care ne urmăresc, mai ales acum doamnelor mă adresez vouă și sunt curioasă să știu care este principalul criteriu după care voi vă alegeți absorbantele pentru perioada menstruației, dacă în funcție de flux, în funcție de formă sau chiar de material. Este prima întrebare din această seară și vă invit să ne răspundeți pentru că vreau să avem o discuție ca între fete, o discuție deschisă, fără filtre, fără restricții și vreau să discut răspunsurile voastre cu doamna doctor. Așa că întrebarea o găsiți în chat, acolo în partea de jos, dar și răspunsurile. Și până atunci mi-au spus colegii că avem o întrebare de la voi pe care vreau să eu și adresez doamnei doctor și anume, este indicată purtarea tampoanelor zilnice? Vă referiți la absorbantele zilnice. Absorbantele sunt făcute pentru a acoperi perioada menstruală și se recomandă să fie folosite doar în perioada menstruală când avem nevoie de protecție contra fluxului menstrual. Nu sunt recomandate să fie folosite în fiecare zi, doar în perioadele destinate acestora. Chiar voiam să mă asigur aici că nu este vorba despre un alt produs complementar menstruației, pentru că știu că există anumite mituri legate de acestea, dar nu le vom dezbate pentru că vreau să mergem la un alt produs care este potrivit tot pentru perioada menstruației. Este tot de la Always și vreau să le reamintesc celor care ne urmăresc că în această seară au 20% discount la orice pachet la alegere single pack de la Always, așa că după discuțiile pe care le-am cu doamna doctor și după ce descoperiți beneficiile și funcționalitățile, sunt convinsă că puteți alegeți ceea ce e mai potrivit pentru voi. Acesta este pachetul de absorbante de la Always Super Platinum în mărimea 2, așa cum vă spuneam, poate fi identificată cu ușurință pe orice ambalaj. Este și el un produs pentru igiena intimă pe perioada menstruației și mai mult de atât, este un produs conceput cu un sistem zero fil, adică ziua poate continua fără griji, fără stres, că la mișcare există scurgeri nedorite și mai mult de atât oferă confort de 5 ori mai mult datorită aripioarelor mătăsoase și, evident, produsul este testat dermatologic, hipoalergenic și realizat cu ingrediente zilnice. O să vreau să vi-l arăt în curând, însă nu înainte de a o întreba pe doamna doctor, care sunt avantajele sau cum ar trebui să ne alegem absorbantele de noapte în comparație cu cele de zi. Menționați mai devreme că sunt nevoi diferite. Absolut. Pe perioada zilei, când suntem active și suntem într-o poziție bipedă, fluxul menstrual curge constant. Și atunci absorbantele nu ar trebui să aibă o dimensiune extraordinar de mare încât să poată să capteze și să absoarbă cantitatea de flux menstrual. Însă, pe perioada nopții, când suntem într-o poziție de decubit, adică într-o poziție culcată, la orice mișcare, vaginul, pentru că el o să ajungă supraplin de acest lichid menstrual, ajunge să se scurgă din vagin într-o cantitate exagerată. Și atunci și lungimea și grosimea absorbantului de noapte trebuie să fie mai importantă. Și, practic, asta influențează și siguranța, și confortul, da, ca să și liniștea noastră. Exact. Ca să ai aceeași siguranță de pe parcursul zilei și noaptea, trebuie să folosești un absorbant de dimensiuni mai mari. Și aici este Always de noapte. Gândindu-mă tot, aici este absorbantul despre care vorbeam mai devreme și vă spuneam că are aripioare mătăsoase și un sistem zero fil, adică absorbe orice încât ziua noastră se desfășoare fără griji. Gândindu-mă la menstruația în timpul nopții, știu că unor vine și așa cu un stres suplimentar, mai ales datorită acestor scurgeri pe care nu ni le dorim. Ar trebui să venim în completare cu alte produse sau putem folosi doar un absorbant potrivit pentru nevoile noastre? De exemplu, să folosim tampoane interne, cupe menstruale sau alegem un absorbant potrivit ne
ușurează această muncă. Dacă folosești un always de noapte, nu ar mai trebui să folosești nicio metodă suplimentară de protecție. Am și făcut un video pe demonstrativ pe TikTok-ul meu, unde am arătat că un absorbant always de noapte este capabil să absoarbă o cantitate de 60 de mililitri de lichid menstrual. Este lichidul menstrual pe care îl elimină o femeie pe parcursul tuturor zilelor de sângerare și el este capabil să-l absoarbă în câteva secunde. Deci nu este nevoie de metodă suplimentară. Dar dacă totuși nici măcar always de noapte nu reușește să-ți acopere aceste nevoi, cel mai precis, ai nevoie de o consultă ginecologică, ai probleme ginecologice și atunci trebuie să fii investigată. Nu este normal să ai un flux atât de mare. Deci acesta este un... ne ridicăm un semn de întrebare și da, că absolut. Ar trebui să mergem puțin mai absolut. Departe, nu neapărat cu o protecție suplimentară și să ne dăm seama cât care este cauza. Investigații speciale la medicul ginecolog, da. În sens invers, în cazul în care în timpul zilei știm că avem un flux intens, putem să folosim absorbante de noapte sau să ne alegem absorbantele de zi potrivite pentru fluxul nostru? Îl alegi pe cel de zi potrivit fluxului tău menstrual, însă dacă cele de zi, repet, nu reușesc să țină pasul cu fluxul tău menstrual, cel mai probabil există o cauză patologică acolo și trebuie să fie investigată. Deci întotdeauna putem să facem acest schimb, pentru că până la urmă absorbantul are rolul de bază, însă trebuie să fim atente da. La nevoile pe care le avem și la semnele pe care organismul nostru până la urmă ni le dă, așa cum spuneam și mai devreme, el este inteligent și are propriile metode de a se îngriji, de a ne semnala care sunt poate problemele în anumite cazuri. Absolut. Vreau să împărtășesc și cu dumneavoastră răspunsul celor care ne-au oferit variante de răspuns la prima întrebare și anume că 57% dintre cei care ne urmăresc au spus că își aleg absorbantul în funcție de flux. Răspuns corect. Că este răspuns este corect. Răspunsul corect și înseamnă că publicul este educat și știu exact de ceea ce au nevoie ca să-și păstreze sănătatea intimă în timpul menstruației. Și pentru că doamna doctor a aprobat și răspunsul este corect, eu spun că putem să mergem în etapa următoare. De acord. Așa că, dragilor, mergem în etapa următoare și introducem următoarele produse, însă nu înainte de a vă adresa a doua întrebare din această seară, pentru că am vorbit despre produse care ne ajută să ne simțim confortabile în timpul menstruației, dar și protejate. Așa că vreau să vă întreb care este metoda voastră preferată de epilare a zonei intime acasă. Dacă folosiți, ei bine, aparatul de ras, ceară sau poate un epilator electric. Lăsați-ne răspunsurile voastre pentru că vrem să știm care sunt alegerile. Noi avem aici pentru voi pregătite câteva produse și vă îndemnăm să fiți alături de noi, să descoperiți ce v-am pregătit. Domnule doctor, vreau să mergem mai departe și să vorbim totuși despre îngrijirea zonei intime, dar și despre igienă, cu o serie de produse de la Gillette Venus. Și am aici primul produs, care este un trimmer pentru zona intimă de la Gillette Venus. Ce este acesta mai exact? Este un instrument pe care îl pot folosi toate femeile care își doresc să își tundă sau poate chiar să-și aranjeze părul din zona intimă și o să vreau să vă întreb de ce este important acest lucru în rutina de epilare. O să vreau să-l și arăt celor care ne urmăresc. Acesta este, așa arată dispozitivul. Și o să vreau să descoperim cum putem să-l folosim și care sunt beneficiile lui. Vă anunțam încă din avans că vreau să știu de ce este important să folosim un trimmer în procesul, în rutina de epilare. Fiecare dintre noi, dintre femei, se poartă exact cum își dorește zona intimă. Însă trebuie să știm că de la suprafața pielii, în mod fiziologic, există bacterii. Stafilococi, streptococi în mod fiziologic, care se cramponează în acele fire de păr. Și atunci, pentru igienă sporită, de cele mai multe ori recomandăm ca zona intimă să fie tunsă sau rasă, ca să se respire pielea, ca acele bacterii să nu se cantoneze la acel nivel. Firele de la, din zona intimă sunt mai groase decât firele de pe restul corpului și atunci, înainte de raderea părului, de obicei recomandăm tăierea părului ca să fie mai ușor la ras. Deci acesta este instrumentul, dragi doamne, care ne ajută în această etapă atunci când dorim să realizăm epilarea în confortul casei noastre. Trimmerul are un design, aș putea spune eu, portabil, care este de mici
dimensiuni și tunde părul complet sau parțial din zona intimă. El este ușor de curățat, are și acest capac, iar aici pot fi identificate lamele. Este foarte practic și foarte util de folosit cu încredere, dar cum îl folosim exact? O să o întreb pe doamna doctor. Cum îl folosim exact pentru a ne asigura că își face treaba și obținem rezultatul dorit? Îl folosim pe pielea uscată, pe pielea umedă? Deci trimmerul poate să fie folosit, acest trimmer poate să fie folosit pe orice fel de piele. Piele umedă, piele uscată, în timpul dușului este safe de folosit. Trebuie menționat că aceasta este forma cea mai non-invazivă de epilare pe care le-o recomand inclusiv adolescentelor și gravidelor. Știm că gravidele sunt o categorie specială care nu au voie la sau nu li se recomandă alte metode de epilare și atunci le recomand cu mare încredere, este cea mai safe metodă pentru ele. Și, repet, este și primul pas pe care îl putem face atunci când ne dorim o epilare completă. Absolut, da. Cum curățăm acest dispozitiv pentru a ne asigura că îl folosim în mod igienic sau în mod optim? Pentru că am spus că se poate folosi și sub duș, o să vă arăt, el are un capăt care este parțial detașabil și atunci, prin simpla scuturare, putem să detașăm firele de păr rămase acolo și îl băgăm simplu printr-un jet de apă, se curăță extrem de ușor. Rețineți că este un produs de igienă care nu trebuie șeruit. Rămâne foarte bună această mențiune. Pentru fiecare, da? Fiecare își ia și l-are... Igienă intimă, deci produs intimă. Da. Intim. Da. Și trebuie fiecare să-și ia aparatul ei și să îl mențină în condiții, în ambalaj original, dacă se poate, ulterior, și în condiții de... în condiții, într-un mediu uscat. Un mediu uscat, da. Să nu fie mediu umed, mai ales că ne gândim că îl menținem. El este pe bază de baterii, au niște baterii incorporate, care pot fi schimbate și atunci umiditatea ulterioară nu este recomandată. Deci l-ar putea afecta. Da. Așa că trebuie să avem grijă de el, așa cum avem grijă de igiena intimă, da. Trebuie să avem grijă și de produsele pe care Absolut. Le folosim. Absolut. Mulțumesc că ați împărtășit aceste sfaturi și vreau să le mulțumesc și celor care ne urmăresc și au împărtășit cu noi faptul că folosesc aparatul de ras pentru epilarea acasă în proporție de 75%. O să ajungem și la acel produs în această seară, pentru că este unul dintre produsele care completează rutina de epilare. Însă, înainte de folosirea aparatului de ras, vreau să le reamintesc celor care ne urmăresc că aveți 20% reducere la produsele de la Gillette Venus, inclusiv produsul pe care eu l-am prezentat, dar și la produsele pe care le voi prezenta ulterior. Așa că puteți alege ceea ce este potrivit pentru voi și pentru nevoile voastre în propriul confort acasă, în zona în care simțiți, nu știu, intimitate și siguranță. Pentru că vorbeam de epilare, un alt produs esențial în această rutină este gelul de ras și de curățare și am aici un gel 2-in-1 care vine de la Gillette Venus, dar din gama Satin Care. Este pentru dedicat părului și pielii din zona intimă. Mai mult de atât, beneficiul principal al acestui produs este că asigură un strat protector, aș putea spune, și de alunecare, ce previne iritația după epilare. Evident, poate folosi și zilnic ca un produs pentru curățare delicată. Spuneți-mi, doamna doctor, este important sau necesar în acest proces de epilare să pregătim pielea sau să folosim un gel de curățare specific acestor nevoi sau pur și simplu, dacă tot ne aflăm la duș, să folosim ce avem la îndemână, gelul de duș, să nu zic acum că șamponul, suntem totuși femei și nu folosim produse atât de diverse. Este important să folosim acest gel 2-in-1 și de ce? Pe lângă faptul că curăță zona, după cum am spus, la nivelul pielii găsim bacterii bune care în mod normal trăiesc acolo, dar în momentul în care epilăm, pielea poate să fie traumatizată, privește ca un traumatism. Această presiune ușoară care se face asupra ei în momentul în care aplicăm aparatul de ras și atunci trebuie să o curățăm pielea.
ca să eliminăm acele bacterii care ar putea să producă anumite iritații. Deci vrem să ieșim din zona aceasta. Iar faptul că are și proprietăți emoliente, am spus, părul din zona intimă este mai gros, mai dens față de părul pe care îl avem în general, pe restul corpului, și atunci avem nevoie de un produs special care să facă firul de păr mai moale și care să poată să fie tăiat și nu smuls. E foarte important. Asta face o diferență importantă și remarcabilă între un produs specific pentru zona intimă față de un alt produs pe care putem folosi cu siguranță pentru orice altă suprafață sau zonă a corpului. Cum folosim corect acest gel de duș? Există anumiți timp de acționare atunci când mă gândesc că îl folosim pentru epilare, nu doar ca produs de curățare sau... Nu necesită timp, timp suplimentar, acționează imediat, își face efectul imediat. Și mai mult de atât, este acesta un produs pe care îl putem folosi indiferent de tipul de piele? Poate că, nu știu, având anumite caracteristici, știm că zona intimă este mai sensibilă, ați menționat și dumneavoastră că are un pH diferit, ar trebui să ne facem griji sau îl putem folosi cu siguranță, poate trebuie să-l testăm în avans pe altă suprafață a corpului? Au fost alți oameni care au făcut treaba asta și l-au testat, atât dermatologic cât și ginecologic este testat, poate fi folosit și în afara momentului efectiv de epilare. Are un pH apropiat zonei intime, am spus că trebuie un pH acid și atunci putem să-l folosim ca și gel de curățare și între epilări fără niciun fel de problemă. Ce aș mai vrea să menționez și mi se pare foarte important pentru orice femeie care apelează la o epilare într-un cadru intim, mai ales în propriul confort și acasă, faptul că acest gel, deși eu nu o să pot să arăt la cameră, are o formulă clară care practic mi se pare că îți permite să faci, să vezi ceea ce faci în timpul epilării și, nu știu, să te simți mult mai confortabil, să nu ai anumite riscuri. Spuneați deja că acest produs poate fi folosit chiar și între epilări, ca produs de îngrijire, deci îl putem folosi zilnic ca gel de curățare, absolut, fără nicio problemă. Da, fără nicio problemă. Da, este testat, funcționează în fiecare zi. Deci avem un produs 2 în 1, deși noi femeile nu suntem așa obișnuite cu 3 în 1, 5 în 1, dar sunt anumite produse care ne ajută și cred eu că ne facilitează această rutină de îngrijire a zonei intime, pe care cred că e necesar să o avem cu la fel de multă importanță și strictețe, așa cum avem orice altă rutină de îngrijire a tenului, a părului. Vreau să mergem mai departe cu produsul următor, care ne ajută în procesul acesta de epilare. Și e bine, este vorba despre aparatul de ras. Am ajuns la aparatul de ras, pe care voi l-ați votat ca fiind unul dintre cele mai folosite produse. Este un aparat de ras de la Gillette Venus, evident, tot pentru zona intimă. O să vreau să vă și arăt efectiv produsul în sine și cum vine. Mai mult de atât, acesta este conceput special pentru a proteja pielea fină din zona intimă, taie părul fără a pune presiune, un lucru pe care și doamna doctor l-a menționat ca fiind foarte important, atingând fiind pielea. Mai mult de atât, acesta are o lamă fină de precizie, iar acest lucru este pentru că își dorește să ajungă chiar și în zonele mai dificile și să facă epilarea cât mai plăcută. Doamna doctor, se zvonește printre toate aceste informații la care avem acces în mediul online că epilarea folosind un aparat de ras nu ar fi atât de benefică pe termen lung. De ce? De unde această informație? Este o informație eronată, la fel ca multe altele pe care le găsim circulând prin rețelele de socializare și pe internet. Nu este adevărat în ce sens? Lumea spune că părul crește mai repede după epilarea cu lamă. Nu este adevărat. Părul are ritmul de creștere, în principiu, cam 5 mm pe lună, indiferent de metoda pe care o aplici în momentul în care vrei să te epilezi. Deci nu se intensifică grosimea părului? Deci grosimea părului, densitatea, este dată de ADN-ul nostru, al fiecăruia, și nu depinde de metoda de epilare. Evident că în momentul în care, nu știu, de exemplu, ne uităm la un individ care a fost ras pe cap și îl vedem peste o lună, vedem că, wow, ce păr mare! Vedem o transformare. O transformare pentru că părul
sesizăm, sau asta e percepția noastră, că a crescut foarte repede. În momentul în care vedem aceeași sau altă persoană cu păr lung și o revedem peste o lună, nu îi vedem și nu sesizăm diferența atât de mare. Este doar percepția noastră vis-a-vis de creșterea părului, dar el crește exact cu aceeași viteză cu care crește în mod normal. Deci nu este influențat de metoda pe care o folosim în timpul epilării. Pentru da. Că încă este vară, încă ne dorim să mergem la piscină, foarte multe dintre noi ne pregătim pentru concedii, dacă nu am fost deja. Ce ar trebui să știm atunci când ne epilăm vara ca sfaturi pentru a ne simți confortabile, pentru a avea nu doar o sănătate intimă optimă, dar și confortul acela pe care ni-l dorim cu toate? În primul rând, recomand ca înainte de piscină mare să această epilare să fie făcută înainte cu cel puțin 2 ore. De ce? Pentru ca foliculul care a rămas în urma firului de păr să se închide, să se cicatrizeze și să nu existe riscul acela de iritații și de infecții. Avem un alt produs pe care probabil o să-l prezentăm imediat. Este acel ser care se aplică imediat după epilare, tocmai ca să formeze o barieră protectoare și să închidă porii, ca riscul de infecție să scadă. Și atunci, dacă urmezi rutina și condițiile de igienă, sunt excluse și iritațiile sau absolut orice, indiferent de anotimp. Deci nu ar trebui să ne facem grijă din acest punct de vedere. Mai mult de atât, pentru că acesta este un produs care poate fi schimbat foarte ușor, are și un mâner ergonomic cu prindere de cauciuc și mai mult de atât poate fi schimbată, lamele acestea pot fi schimbate după utilizare, de câte ori este nevoie și necesar. Și aici vreau să vă adresez dumneavoastră o întrebare. La cât timp ar trebui să facem acest lucru? Când ne dăm seama că este momentul să schimbăm aparatul de ras? Aparatul de ras este un consumabil. Evident că are o viață limitată și atunci, în funcție de numărul de utilizări, în funcție de grosimea părului, într-adevăr trebuie schimbat la o anumită perioadă. Nu este o perioadă predefinită pentru asta, însă nu așteptăm până în momentul în care lamele se tocesc astfel încât să ne producă traumatisme. Sau un disconfort. Sau disconfort, nu despre asta e vorba. Ele trebuie utilizate cât timp sunt în funcționalitate totală. Și atunci, asta fiecare persoană poate să observe când este momentul ideal, da. Și vorbim despre aceste lame pe care, așa cum vă spuneam și eu mai devreme, de fapt care, așa cum vă spuneam mai devreme, pot fi schimbate, lucru pe care voi îl puteți identifica în funcție de utilizări, de frecvență, de duritatea firului de păr, așa că fiți atente nu doar la semnalele pe care corpul vostru vi le oferă, dar și la semnalele pe care produsele de îngrijire vi le oferă. Vreau să mergem mai departe cu acest proces de epilare, cu această rutină optimă care ne ajută, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, să ne simțim bine în corpul nostru, indiferent de sezon, indiferent de activități și indiferent de când se realizează epilarea, dar mai ales când o realizăm în confortul casei noastre. Și vreau să introduc serul calmant de la Gillette Venus pentru zona intimă. Este serul pe care l-ați menționat ca și ultim pas în procesul de epilare, pentru că toate aceste 4 produse pe care cei care ne urmăresc le-au putut vedea, ele sunt de la Gillette Venus din gama Satin Care și, așa cum spuneați, poate fi utilizat după epilare pentru că asigură hidratare cu efect de calmare și, mai mult de atât, reduce mâncărimea. Știu că are și un pH echilibrat pentru zona intimă, o zonă care ați spus că are nevoi particulare, este testat dermatologic și ginecologic și evident că poate fi utilizat și acesta zilnic și pentru toate persoanele care aleg să se epileze acasă. De ce este atât de important să folosim un astfel de ser pe lângă că protejează și închide porii? În momentul în care ne epilăm cu aparatul de ras, se produce și o exfoliere ușoară a pielii. Și e normal să fie așa și este un lucru benefic pentru piele. Se elimină stratul de celule moarte pe care le acumulăm în fiecare zi pe pielea noastră. Și atunci, prin epilare cu aparatul de ras, se elimină și acel strat superficial, da? O exfoliere ușoară. Însă pielea o regăsește ca și o agresiune asupra ei. Și atunci are nevoie de un ser care să calmeze și să hidrateze zona.
Pe lângă calmare și hidratare, care ar fi beneficiile acestui ser, mai ales că vorbim de zona intimă, așa cum spuneam, care are un pH diferit și care are nevoi speciale. Mai sunt și alte beneficii? El este și acesta este testat dermatologic, ginecologic, deci poate fi folosit în siguranță și, repet, inclusiv de către gravide, care este o categorie specială, inclusiv de către adolescente și în afara procesului de epilare, ca și un gel de curățare. Deci putem să-l folosim zilnic cu încredere. În rutina noastră zilnică, da, de igienă. Practic, acum mă face să mă gândesc că este ca un ser pe care îl aplicăm pe ten, dar îl aplicăm din nou pe o altă suprafață a corpului, și anume zona intimă, care mă face să mă gândesc că ar trebui să fie la fel de importantă și să acordăm la fel de multă atenție, așa cum acordăm oricărei alte rutine pe care noi o avem. Ar mai fi și alte lucruri de care trebuie să ținem cont în acest ritual de epilare, pe lângă ordinea corectă în care trebuie să ne epilăm și de ce e important să folosim trimărul inițial, ulterior să folosim gelul de curățare și pentru ras, apoi folosim aparatul de ras, iar ca produs final folosim acest ser. Mai sunt și alte lucruri de care trebuie să ținem cont? Sunt cele mai importante. Le-ai menționat pe toate cele importante. Ar trebui să fie suficient pentru igiena despre care vorbim, igiena din timpul epilării. Și poate un lucru foarte important pe care vreau să îl menționez este acela că la produsele de la Gillette Venus Satin Care vă așteaptă în aplicația DM-ul meu un voucher de 20% reducere, așa că după ce am prezentat toate produsele care vin pentru a vă ajuta și avea un ritual de epilare acasă optim, în siguranță și pentru rezultatele dorite, să descoperiți ce alegeți și ce puteți integra pentru a vă simți bine în pielea voastră, așa cum discutam și cu doamna doctor, în orice moment. Asta mă face să mă gândesc că ne ajută cumva la tot ceea ce ține de exterior. Însă, gândindu-mă dincolo de toate, la procesele naturale, la cum reacționează organismul nostru, nu pot să nu mă gândesc și vreau să vă adresez o curiozitate la faptul că cumva ar putea alimentația sau dieta pe care o avem să ne influențeze sănătatea intimă optimă. Cum ne dăm seama dacă sunt anumite schimbări în funcție de ceea ce consumăm? Lucrurile pe care le folosim în exterior sunt foarte importante și am vorbit despre importanța lor, însă întotdeauna din interior vine, da? Suntem ceea ce mâncăm, suntem ceea ce consumăm. Și atunci e importantă dieta și e importantă o dietă echilibrată. Când vorbim despre funcționarea normală a organismului, ne referim la o greutate corporală normală și atunci tindem să avem o alimentație sănătoasă pentru a avea niște kilogramele normale pe care trebuie să le aibă fiecare. Pentru că și sistemul hormonal, da, cel care produce hormonii sexuali, sunt declanșați de alimentație, da? Și influențați de alimentele pe care le consumăm. Sistemul hormonal sexual este cel care produce mucusul, care produce schimbările din organism, care determină formarea de lactobacil și așa mai departe. Deci alimentația este absolut importantă. Esențial. Și atunci, sfaturile generale, alimentație bogată în fibre, în vitamine, în oligoelemente și să încercăm să reducem la toxice, să reducem toxicele, tutunul, alcoolul ar fi necesar și produsele care sunt alimentele care sunt pro-inflamație. Care ar fi acelea? Mă refer la carbohidrați, la zaharurile fine, la gluten. Sunt cele care ar trebui pe care ar trebui să le evităm în mod normal din alimentație sau să le consumăm cu moderație. Deci nu doar în cazul în care știm că avem o anumită intoleranță, cum ar fi intoleranța la gluten, acolo unde reducem pentru că știm că... Nu, indiferent de intoleranțele pe care le avem, acesta este sfatul general pe care ar trebui să-l urmăm. Practic mă face să mă gândesc că dieta unei femei, alimentația unei femei, ar trebui să fie diferită, totuși pentru că nevoile noastre sunt și ele altele, sau mă înșel? Nu. Femeile ar trebui, într-adevăr, să aibă o dietă diferită față de partea masculină, care, de exemplu, ar trebui să aibă o dietă pe lângă vegetale, ar trebui să aibă foarte multe proteine animale. Sunt altfel de indicații pentru partea masculină. Asta ar fi, în general, atunci când ne dorim să avem o sănătate intimă, optimă, însă ce facem în timpul menstruației? Sunt atunci anumite criterii sau reguli de care trebuie să ținem cont?
putem să ne legăm totuși de alimentație sau poate de activități. Ce este recomandat sau nu este recomandat, pentru că trebuie să recunoaștem și sunt convinsă că cei care ne urmăresc și mai ales femeile știu că în timpul menstruației suntem puțin diferite, nu doar așa cum ne observă cei din exterior și se spune de obicei că trecem printr-o perioadă specială și trebuie să fim lăsate așa mai mult în pace. Cu atât mai mult în perioada menstruației trebuie să avem grijă la alimentație. Multe dintre paciente îmi spun că în perioada menstruală simt nevoia să mănânce foarte mult dulce. Este un aliment care produce și favorizează inflamația și în momentul menstruației, ce se întâmplă de fapt? Din interiorul uterului, acel țesut care căptușește uterul se elimină. Aia înseamnă menstruație, cu o cantitate variabilă de sânge. Și evident se produce o inflamație și un proces inflamator la nivelul abdomenului inferior. În momentul în care consumăm aceste alimente care favorizează inflamația, resimțim acele dureri din timpul menstruației mai accentuate decât ar fi cazul sau decât ar fi normal. Sunt anumite alimente care ar putea să ne influențeze fluxul. De exemplu, din nou, printre toate informațiile pe care le regăsim în online și trebuie să vă mărturisesc, nu neapărat că le căutăm, sau, dar le întâlnim. Avem acces la informații și uneori găsim și informații pe care nu le căutăm în mod intenționat atunci când ne căutăm de o anumită boală sau un anumit simptom prietenului nostru pe internet. Ne poate influența vreun anumit aliment, fluxul menstruației, poate chiar perioada acesteia, cum de exemplu știu că nu se recomandă să consumăm vin. Da, vinul ar putea să facă vasodilatație și asta înseamnă că pentru o perioadă scurtă sau în cantități nesemnificative, că nu modifică într-atât încât să și vedem treaba asta, dar într-adevăr face o vasodilatație, se elimine mai mult sânge decât în mod normal, dar nu modifică într-atât alimentația fluxul. Nu reușește. Deci nu ar trebui să ne facem griji dacă suntem în concediu, ne relaxăm sau avem o cină cu prietenii și consumăm un pahar de vin în timpul menstruației. Dacă este și unul roșu, este cu atât mai bine pentru că ridicăm un pic și nivelul hemoglobinei. Da? Pierdem fier în momentul în care avem menstruație și atunci le refacem cumva. Nu din paharul acela de vin neapărat, dar da, ar putea să ajute într-un fel. Deci n-am vrea acum să rețină cei care ne urmăresc că recomandăm cu încredere în timpul menstruației consumarea unui pahar de vin pentru o refacere. Nu, absolut. Nu. Dar nici recomand ca și aliment. Da, dar nici să existe o restricție absolut de dură. Și pentru că mă duc să cu gândul mai devreme la concedii. În această perioadă, atunci când călătorim, când intrăm în apa mării, când, nu știu, ne expunem la soare, purtăm mai mult costum de baie, sau efectiv când suntem în concediu și organismul nostru este expus diferit la alți factori decât în mediul lui de acasă, în care avem o rutină, avem o igienă specifică, dacă o respectăm, ar trebui să ne adaptăm și rutina de igienă intimă sau să ținem cont și de anumiți alți factori care ar putea o influența? Să știți că foarte mult influențează și mediul de viață și clima și faptul că călătorim tot mai mult în alte țări, în alte continente, unde clima diferă, putem să avem modificări și la nivelul menstruației. Și aici mă refer că sunt multe paciente, femei, cărora le întârzie menstruația sau le vine mai devreme menstruația tocmai pentru că au făcut niște călătorii. Ca și rutină de igienă ar trebui păstrată indiferent pe ce continent ești. Deci aceeași rutină cu amendamentul că în momentul în care suntem, că vorbim despre vară și suntem la mare și suntem la apă și la piscină, rețineți că zona intimă trebuie să fie păstrată cât mai mult uscată și atunci, pe cât se poate, să se încerce să se facă treaba asta, ca să reducem iarăși riscul de exacerbare a infecțiilor și a bacteriilor. Deci sunt, practic, și câteva lucruri de care să ținem cont pentru a ne simți bine în pielea noastră, oriunde am fi și de ce nu să ne bucurăm de un concediu. Cred că e primul lucru pe care oricine și orice femeie și-l dorește și cu atât mai puțin și-ar dori în aceste zile libere sau într-o perioadă de relaxare să simtă un disconfort, mai ales în zona intimă. Doamna doctor, vă mulțumesc că ați răspuns multor întrebări și curiozități din această seară și înainte de a încheia, vreau să vă adresez o întrebare tot legată de igiena intimă și anume să ne oferiți puțin din confortul cabinetului dumneavoastră, spațiului intim cu clientele. Care este cea mai
frecventă și întâlnită întrebare despre igiena intimă care vă este adresată. Evident și care poate fi împărtășită pentru a ajuta pe cei care ne urmăresc. Cred că le-am dezbătut. Adică sunt întrebată și despre spălătura în vagin, da, despre dușul vaginal, pe care, repet, nu îl recomand, decât în situații excepționale, după consult medical. Despre acea leucoree pentru care lumea vine în cabinet să se trateze îngrijorate. E ok că au o grijă deosebită față de zona lor intimă, însă ar trebui să cunoască niște chestii esențiale pe care le-am discutat. Nu știu ce ar putea să... cu ce vin mai des. Cam astea sunt. Și până la urmă este de apreciat, pentru că atunci când există o preocupare, ar trebui să încurajăm acest lucru, să vină în cabinetul medicului specialist și să nu încerce alte metode. Prefer să văd paciente care vin îngrijorate degeaba, decât paciente care rămân acasă în ideea în care sunt foarte bine. Sunt foarte bine și, din păcate, da, odată cu trecerea timpului, ar putea deveni poate mult mai grav sau ne-ar putea preocupa absolut și mult mai tare. Doamna doctor, vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi. Sunt convinsă că cei care ne-au urmărit și-au luat foarte multe sfaturi și recomandări și că pleacă sau că rămân acasă, dacă ne urmăresc de acasă, cu mult mai multe informații pe care le pot aplica și include în rutina lor de îngrijire zilnică atunci când vine vorba despre igiena intimă. Sper că am fost de folos, sper că am reușit să transmit informații și că au rămas informații la paciente și am atras un semnal de alarmă dacă a fost cazul sau dacă au o problemă, le-am făcut să conștientizeze problema asta și să meargă la cabinetul medicului ginecolog dacă au o problemă. Sau dacă aveți întrebări, noi vă așteptăm să le adresați ulterior. Sunt convinsă că veți primi și un răspuns. Dragilor, de asemenea, vreau să vă mulțumesc și vouă că încă o dată ne-ați urmărit, ați fost alături de noi și mai mult de atât, pentru că ne-ați permis să intrăm în casele voastre cu un subiect atât de intim. Iar până data viitoare, vă doresc o seară frumoasă și vă îmbrățișez cu căldură, de ce nu? Pentru că tot este vară. O seară frumoasă!